Salve, dude, și bine ați venit la un nou episod din Farming Simulator 22 Multiplayer Survivor pe No Man's Land. Fraților, am făcut foarte multe chestii une offline și vreau să vi le arăt. Și pe lângă asta, astăzi este ziua de salariu. Pentru că da, avem aici o grămadă de materiale făcute, pe astea trebuie să le mai încărcăm și o să le vindem. Fiți atenți că avem un nou punct de vânzare, deci terminăm cu magazinul, pentru că de acum încolo paleții putem vinde. De aici nu mai puteți să mai cumpăra, dar putem să vindem aici la depozit. Nu suportă toți paleții, toate tipurile de produse, dar suportă cam toate lucrurile făcute din gen pentru mâncare. Lemne nu știu dacă suportă, nu cred că suportă, pentru că dacă ne uităm aici la plasabile, din câte eu am observat, nu arăta nimic aparte decât gen vegetale, produse făcute, știi, din ori chestii animalice, cum ar fi ou, lapte, adică putem să vindem un tort, spre exemplu, pâine, dar doar atâta, deci chestii de-astea vegetale. Ne ducem la selling points și dacă dăm click pe aici, putem să vedem în dreapta jos, fix sub webcam-ul meu, da, ne arată acolo legume, ne arată ceva fructe, avem și cașcaval, zahăr, miere, uite miere, ar trebui să ne băgăm pe albine, musai și la unt se pare, de fapt nu la unt, ba da, la unt, la unt. La butter se termină lista de chestii acceptate. E foarte mișto pentru atunci când avem serie. Sere. Și da, avem sere, ia uite-le în față aici. Sunt. Avem 3 la număr, fraților, și trebuie să le punem în funcțiune în acest episod. Avem 3 sere de la No Man's Land, avem fix de la această fermă. Arată foarte mișto, sunt colorate, sunt decorate și le-am pus fix aici în partea asta. Gen, mi-am făcut un drum, am lățit drumul și hai să vă arăt ce am mai făcut aici, pentru că e foarte, foarte miștoacă treaba. O să-i dau aici o pornire. Vamonos! Asta este drumul care circulă ferma mea și care duce în ferma, la un giratoriu de fapt, care după aia face acces cu ferma lui Nico și ferma lui Alin de asemenea. În dreapta aici l-avem pe Dadu, aici în stânga l-avem pe Mr. Chris, în față o să-l avem pe Cătălin și asta, fraților, ia, te s-a stricat asta cu aia. S-a stricat băiatul meu aici. Trebuie să-l facem altfel. Deci eram atât de fericit. Normal avem un mod care construiește poduri, știi? Și l-am pus drept, jur, a fost drept, doar că nu mai este. Nu știu ce s-a întâmplat după un reload, s-a întâmplat chestia asta. Și da, mi-a venit o idee și anume să fac aici o groapă mare peste care să facem un pod, dar se pare că ideea s-a năruit când podul nu a funcționat, dar venim noi cu o soluție, nu vă temeți. De asemenea, am construit și pe stânga și pe dreapta niște munți de piatră. Nu sunt foarte mari, dar sunt suficienți încât oamenii să nu pot să ia pe lângă. De asemenea, ce mai avem aici este un mic gard, cel pe care îl vedeți aici în stânga, ca să împiedice pe oameni să intre așa pur și simplu prin teren. Nu l-am făcut fix pe marginea drumului, pentru că poți să vii de asemenea cu ce vrei, cu un header, cu alea și nu vreau să creez acolo un spațiu foarte înghesuit. Giratorii au suferit și el schimbări, avem aici niște tufișuri și copaci, ca să-l facem un picuț mai amplu și cu o lumină nocturnă mare acolo în mijloc. Bun, și uite, după cum bine vedeți, adică avem aici un view superb. O să refacem podul pentru că nu-mi place și cred că am să urmez aceeași tactică pe care am făcut-o și pe harta Petrovani și anume renunț la pod. Podul ăsta are probleme, deci este un mod pe care trebuie să-l scot. Jur că l-am pus, a fost drept. Acum, podul nu costă decât 1000 de euro, așa că pierderea nu a fost cine știe ce. Da, îi dăm acolo. Ce o să coste acum este de fapt îndreptarea acestui teren. O să o facem un pic mai mare, cam așa. Și mergem așa pe drept. O să se ducă toți banii mei, practic. Uite-și. Și un pic pe lateralul ăsta. Mai avem 9000. Un pic mai mic aici. 8400. Trebuie să fac și aici neapărat. Așa. Și aici de asemenea să păstrăm totuși lățimea terenului. Ar mai merge și acolo, dar aici știi cum, cred că o să o fac eu mai în jos, uite așa. Da, e mai frumos așa. Și facem un pic de trecere, știi? Iar la painting, bineînțeles, am să dau tot cu pietrișul ăsta pe care l-am tot ales până acum. Mi se pare foarte estetic. Uite așa.
Și eu zic că arată frumos. Adică e un punct interesant pe drum și nu te plictisești. La asta mă refer. Iar aceste pietre pe care le-am ridicat pe aici, pe lângă scopul lor practic, este și un scop de design. Când treci pe aici prin, bineînțeles, ferma primarului, bă, să se vadă bine. Atâta vreau, să se vadă ca și cum, bă, ăsta e creativ, mă, știe el ce știe, știe. Face treabă. În zona asta din stânga aici o să pun plasabile, adică o să punem animăluțe, o să punem lucruri din astea. Avem 3 sere și ne ocupăm acum de ele. Acest crown, poate vă întrebați ce este cu el, l-am bineînțeles închiriat, pentru care plătesc o grămadă de bani. Ia să vedem dacă mai avem la fabrică ceva lemne. Nu mai avem nimic, deci trebuie să mai tăiem și să mai ducem lemne. Mai este și asta o problemă. Nu mai am așa multe parcele de pădure rămase. Astea două sunt terenurile mele, două de sus, două de jos. Și aici am o fâșie foarte mică, deci aici e 0 barat, o să mergem pe 37 să vedem. Și mai am aici un punct, o să mergem și acolo să vedem care este treaba. Dar până una alta, o să mai încarc 2-3 paleți aici și după aia mergem la magazin. Pentru că scopul este următorul și anume să fac 10.000 de euro, pentru că atâta mă costă o cisternă. Na. Îmi trebuie mai mulți, acum stăteam să mă gândesc, eram la îmi trebuie mai mulți bani pentru că o să trebuiască, știi ce, am o idee, pentru că o să trebuiască de asemenea să luăm și apă să cumpărăm. Nu degeaba este seria de hardcore, pentru că nu avem niciun fel de lac, mare, râu, ocean. Deci va trebui să cumpărăm toată apa, dar tot o să ne trebuiască o modalitate de a distribui apa. Și da, chiar dacă poți alege să distribui automat apa, nu voi alege asta, cine vom... Stai și să facem asta frumos. Vom respecta hardcore-ul hărții. Așa mi se pare cel mai frumos. Ăsta o să-l pun eu aici sus. Ia să vedem. Hai că am ajuns până acolo, că tot îmi zice, știi, să... Tăcuplez, dar nu vroiam. Iar aici în față, cred că dacă aș pune 4-2-2, eu zic că s-ar încadra perfect. Mau, doamne, deci merge atât de bine că nu mai am input lag. Deci e fix ca pe single player, aproape, cu volanul, pentru că până acum aveam input lag. Acum nu se mai simte aproape deloc. Doamne! Este genial! Asta, stai așa că probabil Cătălin a vândut baloții și până din cauza asta ne merge atât de bine acum. Ia să vedem, putem să le ducem pe astea? Da, se pare că da, putem să le ducem. Ok, ok. O furcă mai mare nu ar fi stricat de nicio culoare. Bun, mai avem ceva treabă de făcut cu acel crown, deci încă nu am terminat treaba cu el. Și pe o să-l returnez, că mi-a o grămadă de bani. Bă, în cap două, mă? Mă, eu cred că în cap. Evident, dacă țin pe spate taifunul, o să funcționeze ca un pic de contragreutate. Easy. No! Porche, de ce? Era să fie. Ați? Ia uite cum l-a luat ca pe tava, așa, ce nebun a fost. Ce abilități, bă, băiatule, abilități din greșeală, știi, de care nici eu nu știam. Gata cu ăsta. Bă, la, o să-l țira așa, probabil. Mergem să mai luăm încă unul să punem sus acolo. De fapt, nu, știi ce? Cred că cel mai bine ar fi. Stai, mă, un pic. O să mergem să lăsăm taifunul. Achilea. Ce mi-ar plăcea la taifun este... Să am mai multe puncte de cuplaj decât unul, decât 4. Avem în momentul de față posibilitatea de a cupla doar 4 lemne. Și mă seacă treaba asta. Mă enervește de mor. Bun, și o să mai au 2 aici în furcă, cu care o să merg direct la magazin așa, pur și simplu. Ba da, no? Încercăm să vindem. Ia să vedem dacă se vând astea. Oh, cel mai bine, fii atent. Mergem și căutăm fix lemnele. Păi, avem aici furnicuri, dar doar atâta? Ce Dumnezeule mare? Și scândurile unde sunt? Bă, de-abia aștept să fac morcovi. Bă, dar chiar morcovii mei sunt făcuți? Trebuie să tragem o privire. Bă, dar nu văd ăștia, mă. Wood beam? Cred că am wood beam. La farm shop 2? 2-9! Mamă, mamă, 5 prefabricatul! Farm shop, I am going there. Dacă o fi fixat la și nu o fi bucata de cumpărare, deși mă îndoiesc eu că se poate cumpăra
Se pot cumpăra pare, se pot cumpăra oare paleții? Nu, cred că nu pot cumpăra pare, că nu prea are cum. No! Bă, de ce nu vrea cum calculez eu, că nu... Îmi dă cu virgulă un pic. Like, încerc să-l bag acolo. Uite, știu. A, în sfârșit, dar mi-a luat un pic chinuială ca să reușesc treaba asta, e? Gata, stai așa ușor, că... De obicei când dau așa repede cu spatele, ce se întâmplă e că îmi aruncă din furcă paleții, știi? Ceea ce e și normal, evident. Hai să mergem să cuplăm și să vedem câți bani luăm noi pe toată tărășenia asta. Gata, am pus toate kingile. Vamonos! O, se și simte un pic de greutate, fii atent! A, o să trebuiască să băgăm și ceva carburant, pentru că în dreapta jos, dacă vă uitați, nu prea mai am. Și avem 3 tone. Asta însemna 15.000. Doamne ajută, de prefabricate. 15.000 de prefabricate și la 5 tone. A, frumos, frumos. Am 5 tone de grindă, de lemn. Să vedem. Să vedem, pentru că trebuie 5-5, pe aș lua 30.000 doar din astea. Doamne ajută, doamne ajută. Ați văzut cât de frumos am mers printre acele decorații de pietre, pietră stânga, pietră dreapta, deci așa vreau, știi? Drum așa, și aici o să fac frumos, că e tot terenul meu pe stânga și un picus pe dreapta. Avem aici de asemenea teren de iarbă, de asta mai țin și cronul, pentru că trebuie să nimicesc toată area asta. Și după aia băgăm și pe aici ceva decorații frumos alea. Cu terenurile nu o să fac terenul foarte mare, pentru că nu vreau să mă concentrez pe asta. Vreau să am mai multe surse de venit și vreau să-mi diversific foarte mult portofoliu agricol. Adică să nu mă plictisez făcând un singur lucru de mai multe ori. Vreau să am animale, vreau să gândesc de asemenea terenurile în funcție de animalele pe care le am. Și anume să am niște terenuri speciale doar cu iarbă, niște terenuri speciale pe care pot să fac fân și iarbă pentru oițe, bineînțeles. Și de asemenea să avem și terenuri agricole pentru un sorg, de ce nu? O, ce frumos arată depozitul pe stânga, asta este nava la care vindem. Și pentru aceia dintre noi care suntem mai curajoși, și atunci când avem, eu așa plănuiesc, cum facem ceva flori, pentru că acum putem cultiva flori în seră, putem, cred, să le vindem aici, dacă suportă florile, o să testez cu unul. Chiar dacă scrie că nu suportă, e posibil să meargă, nu știu sigur. Dar în rest putem pune serele să facă clasicele salată, căpșuni și roșii și astfel putem să luăm niște prețuri mai bune dacă folosim noi motosivuitorul nostru. 2300 pe astea două. Ia uite acum cum scad. Da, 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 da. A fost... Yep, a fost o zi bună pentru mine asta. Am și tras de pe urma lemnelor, adică am muncit foarte, foarte mult să le trag în punctul de spawn acolo, punctul de încărcare de la somil. Deci să iei tu fiecare copac în parte, să-l curezi, să-l tai în... Nu l-am tăiat, nu, l-am tras așa. Ori l-am tras așa, ori l-am tăiat în două. Ia uite și tu ce fermă. Uite, Cătălin, ce fermă urâtă are. Uite, trag în ea fermă. Uite-te și tu, ce e mă fermă asta? Două tractoare colo înghesuite și un spațiu cu alea pictat. Lasă-ți, bă. Ai ceva pe cuvântul meu. Deci, nu... Eu n-aș putea să trăiesc așa. Mie mi-ar fi rușine, vă spun sincer. La mine trebuie să se vadă cumva că intri, să simți că miroase... Bă, imediat ce intră pe parcela mea, miroase bubblegum. Să am și un parfum, să fie un pic ceva acolo, să-ți dea totuși motiv de trai. Aici am venit să mă sinucizi, deci pe cuvântul meu, dacă mai văd odată ferma asta, îmi iau zilele. Aici avem, ia să ne uităm, deci fix în față de aici, ar trebui să delimitez cumva trecerea spre terenul meu. Ia să vedem să o facem aici un pic. Din păcate putem picta, asta e nasol, hai să băgăm niște avare aici, cine știe cine mai vine de la magazin. Și o să găsesc mijlocul. Să vedem, poți să tai copacul ăsta? Este, să vedem. You are not allowed. Aha! Aha! Perfect. Și atunci vine așa aici. Mă, oameni, cred că cam asta ar fi linia delimitatoare. Așa că o să mă duc pe landscape, painting și... Băgăm un pic de liniuță aici, fii atent cum facem. Uite așa. O să intru un pic așa și un pic așa. Să știm de unde începe terenul meu, știi? Ca să știu pe aici cu ierbuța, cu dână astea, cum facem. Pe parcurs, bineînțeles, plasăm noi gărdulețe alea, dar momentan măcar să știu cam pe unde sunt situat. Bun.
Hai să mergem să ne ducem peste înapoi, încă mai avem ceva material de vânzare acolo. Așa, și mă uitam eu la SH. O să trebuiască să mai facem și baloți de silici, deci musai. Așa că am intrat direct pe pola sabilă. La SH, 14.000 avem aici. Bă, mișto și ăsta. Tether-ul, dar nu e foarte mare, la 8,9 metri. Nu e cel mai mare, știi ce zic. După care mai avem aici un mulcher. Mulcherul nu-mi trebuie. Acum o remorcă la 63.000, asta era absolut genial, dar are nevoie de 400 de cai, ceea ce... De unde atâția cai putere? Asta ar mai fi interesantă. La 30.000 putem să luăm un sprayer jumecher. Dar, stai să ne... Că dă cu erbicida, e mișto, că dacă nu e, n-a fost. Normal și normal, bineînțeles, eu prefer un spreader, nu un sprayer. Dar, având posibilitatea să dau și cu erbicid, zic că hai să ne băgăm, avem 50.000, cred că ne-ar ajuta. O să-i selectez aici maximul. Mamă, mai dau 10.000 de euro în plus pentru asta? Nu mai selectez maximul. Aleg la 27 de metri și pot pe viitor, când am bani, să upgradez, pentru că momentan, na, asta este. 30.000, l-am cumpărat. Neuro Tires are, da? Așa. Mă steacă un pic să dau banii ăștia. Aaaa! Salutare, Cipriane! Deci mă seacă de nu vă spun. Nu-mi place când dau bani, când nu am. Îmi place să dau așa când am. Vezi, și noi timpul pe întâi. Sper să fi făcut o decizie foarte bună. Mă consolez cu faptul că e și erbicid, ok? Deci, faptul că avem posibilitatea asta, it is very nice, cred, sper. De asemenea, aici cred că ar trebui să facem un pic de balustradă, ca să nu cădem în stânga și în dreapta, pentru că după aia ieșim cam greu, nemai având power tools, adică posibilitatea de a folosi mânuța, nici lumberjack modul nu-l mai avem. Atunci cred că ar fi cel mai bine să optăm pentru asta. O greutate, bă, de când zic și nu mi-a mai luat și o greutate, dar o facem acum, nu e problemă. Așa, bun. Pentru următoarele mele munci va trebui să mă scap de front loader. Și front loader-ul o să-l punem aici în dreapta. Uite aici, o să trebuiască să-mi iau și o cupă pe viitor, dar mai rămâne de văzut. Hai să o punem aici jos și facem o decuplare. Merg acum să creez balustradele podului, podețului, nu prea e pod, podului meu. Hai să-l denumim așa, că după aia se duce vestea că e diminutiv. Și merg să-mi iau sprayer-ul. Acum, cred că cel mai bine ar fi, pentru că am terenul arate, atunci când ai un teren și plantezi ceva, nu o să-ți mai crească iarbă nocivă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că momentan nou erbicidul nu ne trebuie. Ceea ce e super tare. Dar fertilizatorul ne trebuie. Și cred că voi face fix asta. Voi lua niște fertilizatori să umplem, că să nu vin totuși gol cu sprayer-ul, știi? Aici am zis să măresc cât drumul o să facem. Yeah. Cam așa. Bun, eu cred că e în regulă. După care mergem la decorations, la fences, și aici în dreapta avem unul foarte mic, cu care nici nu prea mai construit până acum. Uite-l pe ăsta, nici nu știam că e atât de mic, băiatul. Și băgăm fix pe margine, uite, fix cât este podul, știi? 1500, fiți atenți, 1500, mi-a luat nebunia asta. E ceva... 1900! Dar acum avem, fraților, și noi protecție. Și chiar dacă poți să te duci din greșeală, bineînțeles, în stânga și în dreapta, cumva te mai oprești. Ia să-și faci și un pic de test. Hai, te vezi, pac! Adică te-a oprit, îți dă volanul mai încoace, adică nu te duci direct, știi, până să cazi, o pune un pic de rezistență. Am urcat de asemenea și o lumină acolo sus, avem zona foarte frumos iluminată și probabil o să iluminez și podul ceva mai bine, ca să se vadă totuși de la distanță. Hai să mergem să luăm, să închidem avariile, să luăm sprayer-ul. Mai am decât 12.000 de euro, fix banii cu care am început, mai mult sau mai puțin, pentru că am luat greutate. Am luat două rezervoare de câte 2 tone, fiecare avem 4 tone aici, nu m-am uitat să văd capacitatea acestui Hardy Centura. Să vedem. Și avem aici o greutate la 1800 sau 1700? Cred că e 1800 de kilograme, aproape 2 tone.
ceea ce poate fi customizată după. M-a încântat foarte mult aspectul ăsta, pentru că decât să am mai multe, după aia când o să-mi schimb tractorul și poate și l-upgradez, bineînțeles, adică astea sunt setate, 2 tone și ceva, 1 tonă jumate etc. Dar acest clas poate fi modificabil, ia uite, până la 3400 de kilograme. Deci pentru acele tractoare babane, plus de alta este singura greutate de la clas. Așa că a funcționat perfect. Mi se pare că se potrivesc de minune. O să selectez și clasul. Hai să mergem să facem și noi conexiunea aici. Așa, mă. De-abia aștept. O să mă duc acum la morcov să vedem care este statusul lor. Și mai dau tare cu fabricuța, pentru că like, combinele de morcovi nu sunt deloc ieftine. O să ne uităm acum să vedem cam pe ce aș opta. O ce aș merge și vedem cam și cât ne costă, ca să știu câți bani trebuie să fac, știi? Ce trebuie să dăm jos? Da. Bun. Aoleo, niște motorină se vor mai duce bani și aici. Tum gura mea, mamă, deci o să doreze... Pai leu! Vegetable Technology. Prima combinuță... 39.000. Ha, de mă, când ne încadrăm, bă, ce ai? Deci ăsta aruncă într-un singur... într-o singură cutie cu alea și ideal ar fi fost celălalt care bagă în mai multe cutii, adică ăsta. Ăsta bagă în 3? Care era, mă, ăla? Nu, e nici ăsta. Nu, 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 stai un pic. Ăsta era, da? Da, ăsta e cu morcovii. Ăsta costă 181 de mii de euro și închiriat, cât să fie? 16? 9.000! Amă că nu e așa rău. Amă că viața nu e chiar așa grea. Și practicul ăsta, dar ăsta e pe un singur rând. Viața este oribilă. Un singur rând mor în viață. Ideea următoare. Alegem dacă ea și ea trebuie să-mi iau o remorcă după mine. Sau nu am asta. Ei, draci, 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 draci. Dar ce e? Un singur rând și cu posibilitate de a stoca. Deci singurul cu două rânduri, băi, jine, bun la cap. E singurul cu două rânduri e ăsta care dă pe jos, doar că nu știu cu ce Dumnezeu să încarc eu după aia de pe jos, știi? Adică n-am ce să fac în situația asta, băgăm cu un rând, pentru că sunt obligat, asta este. Urcăm pe un rând și băgăm în paleți, iar paleții, bineînțeles, o să-i punem în această platformă pe care eu o am. Mai avem o posibilitate, dacă ar fi să fie, și poate ne cumpărăm sau închiriem o dubiță. Dacă ducem la Trax, putem să vedem că avem aici Isuzu și el are autoload. Deci putem să optăm pentru așa ceva și ducem la punctul de vânzare și băgăm aici fix în navă, în depozit. Stai așa că acum trebuie să dau cu spatele, să băgăm niște motori în benzin, că altfel, ia, putem să o ducem așa? Ca niște maestri ce suntem. Aici este benzinăria. Hai că am dus-o de la auto, mama l-a dus Sfântul Petranie. Deloc. Mă, dar ce frumos are direcție pe spate, dude. Băi, are un unghi de întoarcere extraordinar. E foarte mișto pentru că la capetele terenurilor putem să întoarcem fără stres. Se încarcă? Da, se încarcă. Nu-mi lua mult, te rog, e frumos. Știu, la mine aici, în Spania, motorina tocmai ce a scăzut de la 1,60, de la 1,60 de cenți, la 1,40 euro. A scăzut 20 de cenți într-o săptămână. Se pare că și în joc a fost un preț bun, plătind doar 242 de euro pentru un rezervor full la un asemenea clas. Băi, total neașteptat. A se vede că am ceva greutate în spate. Sper din tot sufletul să ducă. Atunci când pornesc și pompa, să vedem dacă face față. Da, momentan nu am terenuri ce trebuie să fertilizate, dar imediat după ce plantez pe al doilea teren pe care l-am făcut, trebuie să și fertilizăm, evident. Hai să mergem la morcoveață să vedem cum se treaba pe acolo. Treceam pe lângă giratoriu aici și mi s-a părut o chestie. Cred că face o altă modificare care mă va costa bani. Hai să vedem dacă iese cum cred eu că ar trebui să fie. Mă gândeam că dacă tot am descoperit acest gard micuț și interesant, la 100 de euro gardul firar viața să fie, mă gândeam că poate e interesant dacă ar face, dacă am face chestia asta un pic așa rotundă, știi? Gen. Mamă, câți bani dau. Știi, să fie giratoriu? Giratoriu.
fai viața cum se duc banii. Se merită, Mihai, se merită. Faci un lucru frumos, Mihai. Încerc să mă îmbărbătez. Și culmea, mi-a ieșit și rotund. Arată frumos, îmi place. Pentru că înainte erau decât cioturile astea, dacă vrei, și sunt... bine, poți să le zici cum vrei, nu știu. Mini pilon de iluminat, mini stâlpișori, cioturi, cum vrei. Și sunt... Na, erau puține inestetice așa când intrai, știi, puteai să te proptești fix în ei cu tractorul. Dar acum, altă viață! Altă viață, zic. Da, toți banii mei se duc pe treaba asta. De ce mă trebuie? O să trebuiască cu ăștia 7000 să luăm acea baloteră care și... Ha, cred că pot să mai tai o dată. Care de asemenea și înfoliază ca să facem foarte mulți baloți de silici. Asta urmează să fac eu acum. Și vreau să trec încă o dată peste pod. Frumos, frumos. Și hai la morcovi. Sunt gata de recoltă. Știu ce facem în episodul următor. Uite-te la nebunia asta. Fapt azi e... Mâine facem live. Mâine facem live cu recolta asta baboană. Ce tare! Care-i trecut, mă, pe aici? Că tu mai ce te-am auzit. Care-i mașină, mă, trumpe? Aute, trumpe aici, ia? Bun, ce mai trebuie să mai facem este să punem un plasabil de apă, dudes, pentru că avem sere. Ce Dumnezeu lui? Când ai sere, pui un plasabil de apă. Asta faci. So, container și apă. Avem water tank-ul ăsta, pe care ar trebui să-l punem undeva 3000 de euro. Ia să vedem altceva. Asta este un water tank de pe No Man's Land. Arată mult mai bine. Iap, arată net superior. Da, o să-l iau. Astea? Puh, prea scumpe. Și oricum nu sunt ce ne trebuie ște nouă. O să-l punem pe ăsta aici în spate, uite așa. Uite așa și venim pe mijloc și luăm apă, uite de aici. Mamă, cât îmi place asta. Și dacă vin în partea asta. Pac. Gata, gata. Frumos, frumos. Aici o să facem un pic de drum. Fix pe lângă seră vom veni. Și dacă mutăm brașul pe rotund, putem să facem asta. Un spațiu destul de larg de întoarcere. Uite așa. Iar aici ar mai trebui să mai punem un pic cu ceva iarbă. Fix pe această bucată. Gata! Perfectos! Ia uite, mă, ce frumos! Ha, nice! Tot ce ne mai trebuie acum este, bineînțeles, o cisternă. Nu avem cisternă, dar cisterna se va rezolva, cred eu, din acești paleți. Dacă am vândut 2 și mi-a luat 2, mi-a dat 2000, avem 2, 2000 ceva, dar nu mai știu exact cât, dar nu mai contează. 2, 4, 6, 7 și cu 3, 10.000, atât m-ar costa o cisternă. Puțin cam puțin, într-adevăr, dar poate mai vindem și acest rumeguș. Mâine, fraților, o să avem live pe această hartă și începem marea recoltă, pentru că ce este aici este o nebunie. Partea miștoacă este că putem să vindem tot ce este aici la noul nostru depozit, la navă pe directă. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi, un like ar fi imens apreciat și noi ne vedem mai încolo un pic. Până atunci v-am salutat, numai bine. Pa!